V-aș vedea ca și partener în coaliție reprezentanții blocului acum sau a partidelor PAS și Platforma DA. Cel puțin ei pretind că sunt, echipe pro-europene, pro-occidentale, cu viziunile pe care le împărtășim și noi. Și nu văd cum am putea să facem coaliții sau parteneriat cu Partidul Socialiștilor, care suntem complet opuși din punct de vedere a ceea ce credem noi că e bine pentru țară. Reprezentanții partidelor PAS și PPD neagă orice posibilă colaborare cu democrații și consideră declarația președintelui Parlamentului drept manipulatoare. Este absolut inadmisibil așa ceva. Domnul Candu este un maestru al ipocriziei, este evident un maestru al dezinformării și manipulării. Prin asemenea declarații încearcă să-și înalbească imaginea partidului pe care îl reprezintă. Nu există nicio șansă să facă coaliție cu blocul acum. Este încă o încercare de a dezinforma și a manipula opinia publică. Partidul Democrat deja este într-o alianță cu Partidul Socialiștilor de Republica Moldova și chiar dacă își mai trimit săgeți altuia, guvernează foarte bine împreună. Și anul trecut, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a declarat de mai multe ori că nu va face sub nicio formă coaliție cu Partidul Democrat. Potrivit sondajelor de opinie făcute publice în ultima perioadă, în legislativ ar accede 4 partide. Este vorba de PSRM, PAS, PD și Platforma DA. Ei ne atacă. Voi ne susțineți. Devino patronul TV8. Donează pe Patreon. TV8. Televiziunea oamenilor liberi.